Gata, începem? 3, 2, 1, live? Bun, suntem live la o oră neobișnuită, că așa am putut, așa am obținut persoanele în cauză aici de față. Am putut să le răpim o oră din timpul lor foarte prețios, pentru că Marius aici de față este director tehnic la AGR. AGR sunt o firmă care montează, distribuie și produce instalații de gaz, corect? Corect. Corect. Bun, el este partea tehnică, el este omul care se ocupă de motoare, el este omul care știe ce se întâmplă acolo. Mă sună tata, ca de obicei când sunt live, mă sună tata, ca să știți, adică e simplu. Și eu, pentru Toyota, am optat la o instalație de gaz distribuită de prietenii noștri de la AGR. Am optat pentru chestia asta pentru că așa am luat mașina de la început și m-am gândit că o să-mi iau o mașină cu un motor mare pe benzină care, montând o instalație de gaz, să mă apropii de consumul unui diesel, unui patrol diesel. Eu la drum am făcut comparația asta și o Toyota de genul ăsta cu gaz, cu motorul ăsta față de patrolul meu a consumat cu vreo 30 de lei în plus ca bani. Da, deci dieselul apropiat, da, ca performanțe undeva peste GPL, undeva cu 10-15% din punct de vedere al cheltuieli pe, da, carburant. Da, efectiv bani scoși bani din portofel. Pe carburant. Și atunci am zis, băi, e super combinație, de ce? Pentru că am multă putere, fiind motor pe benzină, e mult mai puternic decât cel pe motorină, chiar dacă cel pe motorină e supraalimentat, și montez o instalație de gaz și ies super bine la bani. Și o întreținere. Și o întreținere. Dar, înainte de chestia asta, aș vrea să ne povestească Marius aici despre AGR. Aș vrea să, că scrie aici, mare, 20 de ani. 20 de ani, da, este o... în București, 20 de ani în România. Ce faceți voi exact? Noi? Cum ați început? Cum am început? Firma a început în 99. Eu lucrez în firmă de în 2001. Deci la 2 ani după ce s-a am 18 ani. Mulțumesc. Mulțumesc. Ce pot să zic, este firma care a dat startul în domeniu în România. Ok. Firma care s-a luptat destul de mult și cu autoritățile și cu mentalitatea de probleme cauzate de GPL. Ok. Firmă care a rezistat pe piață și cu bune și cu rele, care astăzi este la nivel național cu 120 de dealeri. Eu te întrerup, că asta fac de obicei. Tu, da, nu vezi că nu te uita la mine în emisiune, dar eu cu asta mă ocup, cu întreruptul și cu vorbitul mult. De ce? Pentru că tu în momentul în care spui niște lucruri, mie îmi vin niște idei și dacă nu le zic atunci, le uit. Legat de bune și de rele, eu spun următorul lucru. Că avem toți Facebook și uite, ne vedem aici în direct și în reluare. Da. Uite, stă bine părul, vezi? Da. Ești ok. Bun. Și atunci, eu spun în felul următor. Când mă uit, că ai zis și cu bune și cu rele, și când mă uit la o companie care are o pagină de Facebook și are acolo rubrică de review-uri, da? La voi nu m-am uitat, sincer. La voi am venit pe, da, recomandare, am venit 100%, da, convins, da, că e bine. Dar când mă uit la niște oameni la care nu am recomandări și nu știu cum funcționează lucrurile și văd numai review-uri de 5 stele și văd că scorul total al paginii este de 5 stele și are 70 de review-uri în care toate sunt numai de bine, atunci îmi dau seama că ceva e dubios. Ceva e în Danemarca. Știi ceva? Ceva e putred în Danemarca, frate? Da. Pentru că nu există ca tu să lucrezi cu clienții și să nu ai clienți. Nu există. Perfecțiune nu există. Nu există. Ideal este să-ți dorești să faci treaba cât mai, cât aproape, mai bine, cât mai aproape, da, de perfecție. Și să iasă bine. Dar oamenii care, doar oamenii care nu muncesc, nu greșesc. Înțelegi? Corect. Eu când mă uit aici în spate, văd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aproape 9 mașini pe care le-am văzut de la 8 dimineața de când sunt aici, prezente tot timpul în serviciu. Adică nu există momente în care să nu fie 9 mașini în serviciu. 9 mașini cu 9 mașini, da, cu 9. Probabil că faceți câte mașini pe zi, nu știu. Cam câte mașini faceți voi pe zi? Media 10 de mașini care intră în serviciu, atât pentru montaj, revizii și întreținere, este undeva la 30 de mașini pe zi. Pe zi. Din interacțiunea 30 de oameni pe zi, numai dacă interacționez cu ei și le spun din partea Stax TV, astăzi de 8 martie primiți un buchet de flori. Eu sunt garantat că din 30 de femei, una sigur e deranjată că am venit să-i dau un buchet de flori. Adică, da, nu mai vorbim de faptul că oamenii, da, trebuie să plătească un serviciu și fiecare, când vine vorba de mașini, fiecare se pricepe. Adică, din experiența ta de 18 ani aici în service, da,
Unii mai puțin, unii mai mult, da? Na, e greu cu bărbații. Se? E greu și cu bărbații, e greu și cu femeile. E greu și cu bărbații și cu femeile. Bun. Dacă e cineva să mă contrazică. Stai să ne uităm aici la întrebări. Dacă sunt oameni care vor să ne întrebe, uite, eu mă uit, îl dau pe mut ca să nu ne auzim de două ori și încerc să văd comentariile oamenilor, să vedem ce... Și la mine este aceeași problemă. Nu știu care este problema și la mine se întrerupe. Probabil că netul merge sacadat. E slab netul? Facem altă conexiune? Că se vede sacadat și așa îl văd și eu. Întrerup și sacadat. Am că la live-uri trebuie să le pățim pe toate, jur. La live-uri le pățim pe toate. Ba, nu avem sunet. Ba, nu merge să transmiți din cameră, trebuie să transmiți din telefon. Ba, acum, haide mă, că merge totul, e țiplă. Nu mergea sunetul, nu mergeau la valierele. Am o problemă. Care? Ia. Care e problema? Ce? Nu poți să-i sunet sau ce? Vorbim noi despre începuturile tale aici la service și mă gândesc că la început bănuiesc că montați gaz pe Dacia și pe Olsen, nu? Adică în 99, deci, 2001 ai venit tu, 2001, eu aveam 18 ani, bine. Stai că eu când zici 2001, eu tot timpul mă raportez la când am făcut eu 18 ani. Eu am făcut în 2018 ani, știi? Da. Și mă gândesc la ce mașini conduceam atunci și ce mașini erau pe stradă. Erau și mașini mai pricopsite, nu erau numai Daci. Preponderent pe drumurile noastre erau Dacia, Lada, așa și okay. Așa. Ma, Lada era de boieri, cine avea Lada era șmechi. Da. Era Dacia, era Lada, era Allseat, era... Allseat deja începuse să nu prea mai da, fie chiar Allseat, așa. Allseat oricum avea un motor cu răcire cu aer de afară, și puteau monta. Nu puteai să montezi gaz pe Allseat? La Allseat nu. Care răcire cu aer? Se putea omologa. De ce oare? Pentru că nu, neavând răcire cu apă, nu se putea monta instalații de gaz. Se făceau ceva chestii artizanale, încălzeau... gazul care revenea din rezervor cu gazele de eșapament era ceva, un fel de improvizație, ca niște să zic combinații așa, acolo care nu funcționau nu dădea rezultat așa cum ar fi trebuit. Am înțeles. Bun, îi dai drumul la treabă? Tot mai durează? Băi, ce regie avem. Caru din regie. Cred că suntem strâmbi un pic. Este foaia aia în cadru, oare? Nu e atât de wide telefonul tău? Așteptă-mă, frate, eu doar te-am întrebat dacă este foaia aia în cadru. Bun, care a fost cea mai amuzantă întâmplare legată de gaz? Ți aduce aminte ceva legat de gaz amuzant? Se fi întâmplat ceva? Intrat un șambolan în rezervor? Dar... Nu, așa ceva nu e posibil. Așa amuzant. Nu știu, întâmplări de-astea ciudate legate de gaz. Ce s-a întâmplat? Domne, n-am... Nu știu. Benzină nu poți să pui în gaz, să zici, domnule, am încurcat, am pus benzină, deci nu se poate. Amuzant. Amuzant este când îți vine un client și spune, știi, am pus instalație de gaz și am rămas în pana prostului. Adică, că a rămas și fără benzină, fără benzină și fără gaz. Ești nebun? Da, adică sunt genul de clienți care merg cu 5 litri benzina, de benzină în rezervor. Zero, că ea are nevoie să pregătească. Da? Rămâne pe un drum care nu are PECO. Da? Și înainte au fost destul de multe drumuri care nu aveau era nicio stație de alimentare. Da, era mai greu să găsești, corect. Da, mai ales Autostrada Soarelui. Da. Și efectiv, dai drumul la treabă. Se termina carburantul, termina gazul, trecea pe benzină, mai avea 3 litri, 5 litri omul rezervor și rămânea și acolo, în pană. Astea erau cele mai, Oare momentul în care rămâi în pana prostului și de gaz și de benzină, după ce te duci? După gaz sau după benzină? Adică, după benzină. Adică cum e? Te duci, vezi unul trece cu o butelie. Băi, ia dă-mă butelie aia încoace. Dar chiar, nu poți să pui, nu? Nu. N-ai cum să încarci gazul decât de la o pompă. Doar de la o stație autorizată. Da. Altfel n-ai cum să-l încarci. Altfel nu. Dar rămâne varianta cu... Rămâne varianta cu benzină. Benzina la canistră. Ai băgat, ai plecat. Este un sistem dus, alternativ. Ți-ai făcut treaba. Permite funcționarea în continuare. Mie mi se pare foarte tare. Adică din punctul meu de vedere, mi se pare foarte tare să ai două rezervoare pe mașină cu sisteme total două separate, sisteme da. Cu două sisteme de alimentare. Da. Asta vorbeam și cu Marius mai devreme. Vezi, mă, ce înseamnă la noi? Zic, băieții ăștia aici montează profesionist niște instalații de supraalimentare sau de alimentare alternativă. Îți dai seama că băieții ăștia puteau să instaleze foarte bine și instalații de metanol care îți
răcesc aerul de pe admisie și îți produc mai multă putere. Da, nu e cerere în România de așa ceva. Oamenii ăștia puteau să instaleze foarte bine și instalații NOS, care sunt la fel, cu un rezervor, cu conducte, cu un injector în admisie, da, bagi putere, da, trage mașina, se topește motorul. S-o copii, e treaba ta, e problema ta. Dar puteai să faci chestia asta în serviciul ăsta, că oamenii sunt profesioniști, adică știu să tragă conducte, să se lege la calculator, să monteze calculatoare, fire electrică și așa mai departe. Atâta timp cât ai un producător în spate care îți oferă tehnologii, documentații și, tot ce ai nevoie, tot ce ai nevoie, nu ai nicio problemă. Bun. Voi ați început în 99 sau AGR a început AGR în 99, tu ai ajuns în 2001. Am înțeles că aveți 120 de dealeri în țară. Deci acum discutăm de AGR importatorul, nu? Da. Importatorul care importă un produs în România și îl distribuie dealerilor din țară. Dealerii din țară bănuiesc că primesc și ei toate informațiile de care au nevoie, sau cum se întâmplă chestia asta? Cum face AGR pe importatorul, ca să zicem așa? Cu toate că nu e treaba ta de tehnic, dar bănuiesc că știi cum se întâmplă lucrurile. Când un potențial service dorește să monteze instalații de gaz, okay, vine primul lucru care se face, se încheie un contract, da? În baza contractului începe procesul de școlarizare a personalului, în același timp începe și procesul de autorizare a serviciului de către Registrul Auto Român, urmând ca ulterior, periodic, să îi se facă școlarizarea personalului. Ok. Efectiv, oamenii sunt programați de la service, echipa vine aici, se țin cursuri teoretice, după care intră în service, fac și practică. Ulterior, pe măsură ce încep să facă cât mai multe lucrări, bineînțeles, apar experiența probleme, probabil, da, se adună în timp. Okay, da? Da. Nu poți să le știi pe toate de la bun început și apar probleme. Mașina aia nu merge pentru, nu face o anumită funcție. Am montat instalația și merge fenomeni. Motorul tremurat. Da, nu știu, habar diverse fenomene. Da. Pentru că s-a ajuns la așa nivel, în acest moment, se poate face diagnoză de la distanță. De la distanță, adică, da, efectiv, voi, intrăm, ne conectăm la calculatorul care este montat pe respectiva mașină și facem pur și vedeți simplu voi parametrii în timp real. În timp ar vrea de aici, dacă nu se descurcă ei. Da. Bun. Adică oferiți și suport tehnic, ca să zic așa, da, se oferă și le livrați și buteliile astea, că aici intrăm în discuția în care, voi sunteți producători. Deci am terminat de discuția cu AGR importatorul și ajungem la AGR producătorul. Că eu când am venit aici, Biban, a venit Bibanul, domne, vreau gaz, nu știu ce, nu știu cum, nu știam nimic. Da. Ce ți-am zis? Băi, Marius, eu vreau de-aia, Tomasetto, de-aia. Știi ce zic? Da. Aia e bună, aia e, acolo ești becheria, Tomasetto. Și tu mi-ai zis, bă, stai mă că nu e chiar așa, Tomasetto e doar o bucată din instalație și oamenii. Noi suntem AGR și producem instalații AGR. Ce facem noi, de fapt? De exemplu, pentru un anumit model de mașină care are un anumit tip de calculator, o anumită normă de poluare, o anumită putere a motorului, un anumit tip de sistem de alimentare, știm clar, unui motor de 120 de kW îi trebuie un reductor care poate să vaporizeze și să alimenteze motorul de cu o anumită cantitate de carburant. Da. Un calculator care este Euro 6, e normal să îi asociezi un calculator pentru instalația de gaz capabil să gestioneze carburantul în așa fel încât poluarea să rămână aceeași, minim aceeași, că altfel nu se poate instala. Eu sunt atât de idiot, încât pun întrebări singur pe live, ce-mi trece mie prin cap, întreb eu singur în live. Oare se poate monta o instalație de gaz pe motocicletă? Știi ce zic? Adică, nu, se poate, nu? Oare? Că e pe benzină? Se poate monta. Okay. În România n-am montat nimic, suntem puțin limitați din punct de vedere al legislației. Okay. Da? Putem să montăm pe autoturisme alimentate cu benzină, okay, da? Până în 3 tone și jumătate, okay, autoturisme din clasa M1 și M1. Okay. Adică putem să facem mașini de transport persoane, da? Sau de marfă. Până în 3 tone și jumătate, până în 3 ușoare, tone mașini mici. Da. Da. Așa e reglementat de rar. Neavând legislația și ne permițându-ne să facem astfel de modificări, nu facem astfel de modificări. Eu m-am gândit, când ți-am pus întrebarea cu producătorul de instalație AGR, că voi, din experiența voastră, ați ales niște componente și ați compus voi instalație de gaz din cele mai bune lucruri. Eu așa m-am gândit. Adică, când îmi spui că
plămânul sau reductorul. Reductorul. Este Tomasetto, dar injectoarele sunt nu știu de care. Da. Și alea nu știu ce. Bănuiesc că din experiența voastră ați zis, bă, nu merită sau nu rentează să luăm toată instalația la Tomasetto. Bănuiesc, nu știu. Eu e posibil să vă aberez acum și să zic lucruri care nu există. Adică e posibil să nu există o instalație completă Tomasetto de gaz. Cu rezervor, cu injectoare, cu plămânul ăla, cu tot ce știți înseamnă Tomasetto. Fiecare producător face o anumită gamă de componente. Aha, ok. Da. Da. Fiecare producător se axează și în, prin producția sa poate livra către dealeri anumite componente care pot satisface diverse clase de mașini. De exemplu, când ai un motor de 200 de kW și vrei să montezi o instalație de gaz, în primul și în primul rând trebuie să știi că începând de la rezervor până la piston, când ajunge carburantul acolo, tu trebuie să ai o secțiune prin care să aduci suficient carburant în așa fel încât mașina să meargă bine. Corect. Tot ceea ce înseamnă rabat la calitate și la performanțe înseamnă atât o funcționare defectuoasă cât și un client nemulțumit. În da, principiu, așa este. Clientul nemulțumit face cât 100 de clienți mulțumiți. Corect. Da. Noi ne vedem acolo, Marius, bine, că eu am impresia că se întrerup pe live. Nu știu să spun dacă, adică la mine... Da, la mine la 2 minute 39 s-a oprit. Adică nu-l mai văd. Știi ce zic? Am 2 minute 39, probabil că s-alea primele și după aia este total întrerupt. Adică eu în momentul de față eu nu mai văd că suntem live pe Facebook. Nu știu tu, dacă la tine merge și merg comenturile acolo în telefon, e țiplă. Dacă nu merge, înseamnă că nu mai merge live. Dacă nu mai merge live, nu avem nicio problemă, îi tragem așa, pe... îi tragem pe YouTube și vom răspunde în comenturi oamenilor și o să pun eu întrebări cât te consider că acopăr cât mai mare parte din întrebările lor. Și acum că am citit o întrebare acolo, cât costă o instalație de gaz pentru V8? A întrebat un băiat costul unei instalații de gaz pentru V8. Există și pe lângă întrebarea asta, există instalații mai bune și instalații mai slabe? Adică mai scumpe, mai ieftine? Știți cum este? Noi ca și producători, e ca și cum mai spune o mamă despre copilul lui. Corect, că unul mai... Copilul meu e mai deștept, copilul meu e mai așa. Întotdeauna există. Okay. Acum sunt producători și producători. Nu fac comparații acum între produsele toți pe care premium le avem. Okay. Nu poți ca la o mașină sau la un client care îți spune din start, eu vreau ca mașina mea să aibă cea mai mică pierdere de putere. Okay. Lui clar nu o să poți să-i pui o instalație care va genera o pierdere de putere și de 5-7%. Ok. Și atunci ce poți să-i spui clientului? Îi spui clar, domne, putem să punem, pentru că vreți să nu pierdă din putere, putem să punem acest produs. Ok. Care poate să ajungă la un motor de 8 cilindri de la 7.000 la 9.000, 10.000 de lei. Instalație. De lei. Ok. Da. Însă pe o mașină la care clientul își dorește consum, să meargă vreau bine, okay, și să iasă ieftin la buget, la cheltuiala pe carburant, îi pui o instalație care efectiv să nu îi afecteze bunul mers al mașinii. Corect. Iar mașina să-i meargă în parametrii să fie normal. Ok. Da? Adică sunt clienți care folosesc mașina, să zic așa, ca și performanțe 100%, dar sunt clienți care folosesc mașina, un V8 care este destul de puternic, da. Da? Poate la 60-70%. Eu, de exemplu, mă uitam aseară când mergeam cu mașina, mașina asta a mea merge cu 80 de km la oră la 1500 de rotații pe minut. Da. 1500 de rotații. Și mă gândeam, zic, bă, tu te-ai să ce relaxat merge motorul ăla la 1500 de rotații. Ce să facă el la 6000? N-ar zis că uite acolo. Da. El merge și la 100, na, 1800 de ture, știi? Și el merge relaxat. Acum, dacă tu ești un om normal, care mergi normal cu mașina și nu... Mamă, 6.000, stai că m-am băgat în noroi, stai că eu trag urcare, stai că eu trag da, depășit. Da, da. Probabil că nu vei simți niciodată faptul că
mașina merge pe gaz sau benzină, nu vei simți nicio diferență în răspunsul accelerației sau chestii de genul ăsta. La toate instalațiile de gaz, atâta timp cât un client folosește mașina în condiții normale, da, nu către limită, pierderea de putere care este dată de instalația de gaz și implicit și de carburant este insesizabilă. Hai este să vedem foarte mică. Ne-am mutat pe Instagram acum cu live-ul, ne vedem, e ok, avem 40 de oameni, eu îi aștept cu întrebările aici pe băieți, am încercat pe Facebook, n-am reușit, o să avem tot clipul filmat dintr-o bucată, așa cum ne place nouă, cu bâlbâieli, cu întreruperi, cu așa, pe YouTube. Dar dacă aveți întrebări, vă aștept aici pe Instagram cu Marius pentru întrebările legate de gaz. Care este cea mai ieftină instalație de gaz pe care o poți pune pe o mașină cu 4 cilindri? Mașină cu 4 cilindri? Da, cea mai ieftină, vândută de voi. Adică un rezervor cilindric, cel care se pune în portbagaj. Vrem și de rezervoare acum. Da, undeva la 2100 de lei, 2200 de lei, cel mai ieftin produs. Deci eu vin cu un Logan aici, benzină, da. 4 pistoane, 2200 de lei. Da. Ți-am dat banul, da. Și am plecat cu instalația de gaz. Da. Cu rezervor în portbagaj, de la subwoofer gen. Da, da, da. Dacă vreau rezervor toroidal. Toroidal, corect. Adică ăla care se pune în locul. Care la rândul lor sunt pe mai multe dimensiuni. Dimensiuni, corect. Da? Care așa. Efectiv se alege în funcție de ce își dorește proprietarul. Eu mi-am dorit, dar nu s-a putut. Deci ce mi-am dorit eu nu s-a putut. Adică o singură alimentare pe an. De 150 de litri, dacă se poate. Nu, da. Cel mai mare este de 85 pentru mine și oamenii mi-au explicat de ce și cum. Avem aici întrebări, nu-i problemă. Mi-ai spus că cu cât influențează rezervorul față de ăia 2100 de lei, dacă vreau un rezervor din ăla... Rezervorul, dacă pe se montează la roata de rezervă și este un rezervor cu dimensiuni neatipice, adică până în 60 de litri, costul rezervorului poate să crească și cu 200 de lei. Am înțeles. Ce nu crezi că mă întreabă un băiat aici, în Instagram? Băi, mi-a dat-o la fileu. Și cum e la fileu? E sus aici și eu trebuie să-i dau capac direct ca la volei. Cum de nu vin mașini direct din fabrică cu instalație de gaz? Aha! Iar ați văzut tu, Marisa. Cum de nu vin ele din fabrică? Păi nu vin din fabrică, pentru că cele de la Fiat, de exemplu, vin din fabrică fără instalație de gaz, se montează se aici la băieți, un kit special, la 0 km și după aia se vând cu instalație de gaz. Dar cu toate acestea... Deci există, da. În România, primul care a făcut, care a produs mașină cu instalație de gaz, cred că a fost DU. După care Dacia Logan se vinde cu gaz de ani de zile. Sunt peste 10 ani de când Dacia vinde Logan cu GPL. Omul era nepregătit, dar ne-a dat-o la fileu și atunci trebuia să citesc întrebarea. Înțeleg. Toți producătorii, nu contează, Volkswagen, Mercedes, corect. Renault, corect. Opel, au așa ceva. Nu pentru România, îți spun eu din experiența Nu întotdeauna au pentru România. Îți spun din experiența Volkswagen că la Volkswagen în Germania puteai opta pentru o mașină cu gaz din fabrică, da, în România nu puteai. Adică Volkswagen nu, dar Skoda livrează. Probabil, foarte bine. Știu că au vândut foarte mult Octavii foarte cu bine, bravo lor. Gaz. Îmi spune un băiat că a văzut o fișă dyno a unei mașini cu motor 1.8 turbo Volkswagen care cu gaz a scos cu un cal jumate mai mult decât pe benzină. Adică legat de... Sunt câteva aspecte. De exemplu, la o mașină veche, între ghilimele veche, să zicem așa, rulată, dacă sistemul de alimentare cu benzină are probleme, ceva de genul, o pompă cu o presiune mai mică, mai un injector trebuie, cu un debit mai mic, da? Atunci, într-adevăr, tu când pui un kit GPL, îl pui nou. Și e nou, injectoarele sunt noi, da? Totul este nou. Poți, am clienți care vin și spun, domne, am pus gaz, merge mai bine decât pe benzină. Corect. Merge mai bine între ghilimele, mașina lui, de fapt, merge mai prost, mai pe, prost benzină pe benzină decât când era nouă, dar pe gaz și mai sunt și tot felul de sisteme care pot modifica doar în momentul în care mașina merge pe gaz, de exemplu la turbo. Poți să modifici, da?
avans. În așa fel încât, da, să bagi mai mult aer în motor, doar când merge pe gaz, sunt diverse sisteme care se pot face. Se pot regla din calculatorul ăla pe care noi l-am văzut că întregește instalația de gaz, ca să zic așa. Și uite, aici e o întrebare interesantă. Zice, la ce temperatura motorului trece pe instalația de gaz? Știi că vorbeam noi de 5 secunde, 3 secunde, bla bla bla. La ce temperatura motorului trece pe instalația de gaz? Temperatura de comutare diferă de la mașină la mașină. Așa, uzual se folosește o temperatură de 40 de grade la mașinile care sunt de 4 cilindri, de 45 de grade pentru mașinile care sunt de 6 cilindri și de 50 de grade la mașinile de 8 cilindri. Adică eu. Adică gradele astea unde să fie? Temperatura apei de motor, antigel. Antigel, ok. Și de ce? În momentul în care mergi cu mașina pe benzină, da, și reductorul este rece, plămânul, cum se spune, plosca, așa, este rece, în momentul în care vrei să treci pe gaz, gazul este lichid, are o, loc o reacție de vaporizare, este o reacție endotermă, efectiv intră în motor lichid, pentru că nu poate să vaporizeze. Nu are de să-și ia energia aia ca să poată să se vaporizeze. Și pot să apară probleme. Da? Efectiv, oprire de motor, întrerupere, poate să facă o grămadă de probleme. Asta este, cum trebuie, da, asta calculatorul are senzor, știe temperatura, în soft este setată valoarea minimă. Corect. Da? După care mașina poate să comute pe gaz. Un băiat îmi zice că ar vrea să-și monteze o instalație adițională de flash lube. Flash lube. Flash lube. Nu știu ce e. Eu habar n-am. Instalație care are un lichid pentru protejarea supapelor. Aha. Bun. Și e mai scumpă, să înțeleg. Adică omul mă întreabă, domnule, cât costă o instalație de genul ăsta pentru o mașină 4 cilindri turbo? Adică el zice, eu o să-mi iau un Golf GTI și vreau să pun instalația de asta flash lube. Cât mă costă? Întreabă omul. Nu știu să zic. Nu știu mai mult. O instalație bună pentru mașinile cu turbo este undeva în jurul sumei de 1200-1300 de lei. Așa puțin? Pentru că în momentul în care funcționează turbina, în traiectul de admisie, în galeria de admisie, este presiune de aer. Da. Nu poți să vii cu un sistem de 50 de euro, de 200-300 de lei, care efectiv trage prin vacuum, prin picurare, picurător, cum se spune. Pentru că efectiv când va intra turbina, în loc să aspire, va sufla înapoi. La noi, în România, nu este răspândit acest sistem, pentru că noi nici nu prea avem drumuri. Este un sistem care se pune pe anumite motoare care din producție, din fabricația mașinii, sunt, ca să zic așa, cu duritatea supapelor către limita maximă. Da? Adică știți cum este? 20 de cenți la fiecare supapă, ori 8 supape, ori mii de mașini vândute, corect, înseamnă niște sume monstruoase. Da, așa e. Așa se fac economiile, da? Corect, așa e. Afară se folosește de obicei la mașinile care fac, așa între ghilimele, naveta pe autostradă. O motorizare de 75 de cai, de exemplu, pe un Golf, care face naveta 150 de km, 200 de km pe zi. Ăla în Germania, în Olanda, în ce țară este el acolo, el nu își permite să meargă zi de zi cu 80 la oră, 120 la oră. Da. El merge cu 160 la oră. Corect. La 160 la oră, motor de 75 de cai are peste 4500 de turi. Corect. Așa viața lui e limitată. Așa e, da. Și pe benzină, cu cât mergi mai turat, cu atât clar e mai limitată viața. Îl forțezi mai mult, normal. Îl forțezi mai mult, da. Corect. Sistemele astea sunt... Folosești de toți banii, cum s-ar zice. Da. Mă întreabă oamenii fix ce am filmat noi. Fix ce am filmat noi, adică, care este riscul dacă montăm o instalație de gaz, stricăm motorul sau nu stricăm motorul? E un mit. E un mit. E un mit, hai să spun bine. Da, așa, e un mit. Prima oară când a apărut gazul în România, toată lumea cumpăra din diverse surse, între ghilimele așa. Adică știți cum erau instalațiile alea rusești care le puneau pe dace, butelia, o prindeau butelia de aragaz, nu vă gândiți că luau o butelie specială. O butelie de aragaz legată cu sârmă, cu chinci, cu ce am văzut, efectiv legat și cu centură de siguranță. Efectiv, legat cu orice, nu mai să fie acolo prezent. Știi pozele alea de pe net cu, sunt mecanic, butelia știi? Agățată în pom. Toată neavând oameni specializați și montându-se în fața blocului, ad hoc, efectiv, da, ad hoc, da, performanțele, costele,
Vino bă, că punem aici o instalație de gătit. Ce faci? Stai în casă? Ia și două beri. Facem și un grătar. Păi bine mă, nu facem noi în fața blocului. Și performanțele erau destul de slabe, da? Dar și viața motorului era destul de afectată. Corect. Încet, încet, cu trecerea anilor, datorită introducerii pe piața instalațiilor care erau omologate și datorită implicării și a Ministerului de Transporturi implicită a Registrului Român, s-a ajuns ca să se monteze produse de calitate așa omologate. Cum trebuie, conform așa și cum omologate trebuie. Și să respecte, adică, niște chestii. Da, nu mai se face la colț de stradă. Toată lumea știe că este un sistem care se poate monta și se poate utiliza în condiții de securitate și de siguranță. Siguranță. Vreau să ne întoarcem la discuțiile despre RAR, că știu că voi aveți omologat o instalație pentru cea mai puternică mașină din România, nu? Adică o instalație ați omologat pentru cel mai puternic motor. Da, la vremea respectivă, până am omologat o instalație, am avut la teste, la Registrul Auto Român, un Mercedes, un ML63 AMG. Bun, și ați montat instalația pe el, probabil, mă am gândesc, nu? Am montat instalația pe el. Și mașina a mers la RAR și s-a făcut, la RAR, toate... s-au făcut toate testele de forță, la roată, de poluare, absolut tot. Și a trecut cu succes. Ce aș vrea să discutăm, că mă leg de orice cuvânt pe care l-ai scos din gură, da. Și când spui poluare, aș vrea să discutăm despre poluare. Silviu, care este departamentul de marketing aici la AGR, da. Ne-a nebunit cu NOx-ul și cu CO2-ul, înțelegi? Dom'le, e bine să pui gaz pe mașină pentru că scazi NOx-ul și CO2-ul. Lucruri care sunt cancerigene în atmosferă, pe care mașinile pe benzină le elimină împreună cu cele diesel. Ideea este că la noi, din păcate, în România nu prea se ține cont de chestia asta, nu? Adică dacă eu montez acum pe mașina mea o instalație de gaz, eu nu ai decât un singur beneficiu, cheltuiala pe carburant. Ok, dar eu... din momentul în care plec de la voi din serviciu, eu poluez mai puțin, adică pinguinii mei din spate nu mai mor așa pe capete cum mureau de la V8 și mai supraviețuiesc, pentru că eu poluez mai puțin. Da. Statul în România nu mă ajută cu nimic, cum te ajută, de exemplu, dacă ți înmatriculezi o mașină hibrid sau electrică și așa. Da. Da. Există țări din Europa unde contează dacă montezi o instalație de asta de gaz, unde statul ține cont de chestia asta? Se ține cont, sunt țări în care se efectiv primești subvenție, sunt țări în care impozitul este mai mic, sunt țări în care poți să ajungi cu mașina în centru localității pentru că ai gaz. Instalație de gaz. Și dacă n-ai avea, n-ai avea acces. Adică ce se zvonește că se întâmplă și la noi cu centrul orașului, cu Euro 3, 4, 5 și așa mai departe, în țările cu apă caldă, dacă ți-ai montat o instalație de gaz, primești accesul în centrul orașului, pentru că oamenii știu, prin registrul lor român din țara respectivă, știu că aceste instalații poluează mai puțin și reduc poluarea. Și atunci este normal. Bă, frate, dacă ai făcut chestia asta, cu riscurile miturilor astea din spate pe care noi le demontăm aici, că se strică motorul, că bubuie mașina, că nu știu ce se întâmplă, tu ți-asumi niște riscuri, niște mituri, da. Și atunci poluezi mai puțin. Bă, dacă fac asta, tu, mă, frate, îți plătesc mai puțin, nu? Că așa este normal. Da. Bun, deci în țările civilizate se ține cont, în țările la noi, nu. Am două întrebări care probabil o să-ți separă, nu știu, ne la locul lor sau așa, dar mă întreabă oamenii și trebuie să-ți spun. Trebuie să schimbi bujiile în momentul în care montezi o instalație de gaz? Sau mergi cu bujiile cu care mergea motorul ăla? Nu, bujiile fac parte, sunt niște componente care fac parte din mentenanța mașinii, adică efectiv de întreținere. Ok. Care se schimbă periodic. Ideea este alta. Eu am schimbat bujiile ieri, îți dau un exemplu, da? La mașină. Oamenii probabil că nu știu, eu am văzut. În momentul în care vii cu mașina aici la gaz, mașinii se face un test. Da, corect? Se face un test. Se face un test de noxe. Verifică noxele și se verifică dacă mașina prezintă coduri de defect. Bun. Dacă mașina este în parametri, deci dacă mașina este verificată și se constată în urma verificării cu un tester și cu un aparat că mașina merge ok în parametrii ei, normal pe benzină, se montează instalația de gaz. Se montează. Bun. Corect. În ideea în care eu am schimbat bujiile ieri și am luat ca bibanul. Și bujia asta, F5 de pe 0R, gata. Nu, alea erau la cadet, nu v-a citat, nu știu, la Toyota. Așa. Și le-am schimbat ieri.
În momentul în care vin și montez o instalație de gaz, tu vii și îmi spui, bă, pune bujii mai reci, pune bujii mai calde, pune bujii mai nu știu cum. Nu, minim trebuie să aibă bujia pe care a spus-o producătorul mașinii că îi trebuie. Deci nu îi trebuie nimic, da? În plus. Știți cum este? Un vânzător de piese spune, pă, mașina ta merge și bujia asta, și corect, bujia asta, corect, și bujia corect, asta, corect, și asta, corect, și atât îți face capul calendarului. Adică o mașină care, de exemplu, dăm așa, între ghilimele, a ieșit în fabrică cu o bujie cu un electrod, vine neagică de la vânzări și spune, frate, pune bujie cu 4 electrozi. O să meargă avion, mașina de curse. Da. Va avea aceeași bobină de inducție, va avea aceeași energie a scânteii, dar vor fi în loc de o scânteie bună, vor fi 4 slabe și mici. Oamenii zic, domne, când auzim și o părere de rău despre GPL, nu e nimeni aici, unde e un hater? Și un băiat zice, domne, dar de ce n-avem voie în parcările de mall cu gaz pe mașină? Adică un, care-i logica? Eu nu știu. Jur că logica nu e simplu. E foarte simplu. Da. Orice parcare care nu are ventilație și nu este deschisă, da? Okay. Mai ales în subteran, pentru da, că GPL-ul este mai greu decât aerul și stă în partea de jos, are nevoie ca o mașină să intre în acea parcare, îi trebuie un sistem de exhaustare. Ok. Și de ce se folosește acest sistem de exhaustare? Un doar sistem care efectiv scoate gazele forțat din acea incintă. Da. Dacă mașina ar avea pierdere, și așa se pune problema, dacă are pierdere, unde se duce carburantul ăla? Corect. Se duce pur și simplu în partea de jos. Ok. Neavând unde să se ducă, nu existind nicio ventilație, el stă pur și simplu jos acolo. O scânteie e suficient și ia foc să facă... Am înțeles. Benzina se evaporă. Benzina se ridică cum ar veni. Benzina scapă. Benzina, dacă oprești mașina... Și pică benzina pe jos, mă gândesc. Și pică benzina, este... E lichidă și e local. Uh-huh. Da? Uh-huh. Gazul nu-l vezi. Gazul nu-l vezi. Fiind mai greu, stă jos, dacă ești în picioare, nu-l miroși. Când intri în casă, nu face primul lucru... S-a prins lumina, Andrei, nu face asta. Măi, te miroși un pic, stai 5 minute și după aia prins lumina, că s-ar putea să ai o surpriză. Folosim detectoare. Nu, mă refer la... În afară, în țările unde apa este caldă, cum spune. Tot timpul. Tot timpul și dai drumul la calorifer și ai căldură și vara. Ce așa. De treaba asta, super opțiune. Da. Așa. Parcările subterane au detectoare de scăpări de gaz. Ok. Și niște sisteme, niște exhaustoare, niște ventilatoare care pur și simplu trag în momentul în care detectorul a văzut că este scăpare de gaz, trag eventualele scăpări și totul este safe. Sunt și mașini diesel cu instalație GPL? Eu știu că sunt, dar te întreb pe tine. În România nu știu dacă există în momentul de față. Nu suntem, în primul rând, țara noastră nu este pregătită logistic. Din punct de vedere logistic, adică efectiv dacă tu ții o mașină diesel, da, vorbim de mașini care consumă mult, nu vorbim de un turism, da, pentru că acolo economiile sunt mult mai mici. Noi nu avem stațiile pregătite, adică dacă mâine vrei să ții un camion cu remorcă, un tir, ceva, un autocar și vrei să-l alimentezi cu GPL, nu ai unde efectiv să pui mașina să o alimentezi. Instalația de gaz care vine pe diesel este total diferită față de instalația pe care voi o montați, că înseamnă că din ce îmi spui tu, înțeleg că am nevoie de altă pompă. Adică nu pot să mă duc la ăștia care pun gaz acum să-mi bage și mie la diesel, nu? Sistemul este același de alimentare. Okay. Doar că trebuie să te gândești la faptul că de obicei ca să bagi o mașină mare într-o stație pe care o să alimentezi, îți trebuie un spațiu mare de manevrare. Nu avem așa ceva, noi că avem așa ceva, care sunt de gaz. Dar nu sunt foarte scurs, spațiile sunt mici. Da, și nu avem, în România nu se omologhează GPL pe diesel pentru că nu face rarul așa ceva. Poți să pui GPL pe o mașină electrică, asta e o stupizenie. CNG pe diesel la Buzău, nu LPG, zic băieții. CNG pe diesel, Johnny, așa este, dar sunt trei... Există instalații de gaz care se pun pe diesel, dar sunt două tipuri de carburanți, GPL și... LPG, gen. Sau nu, LPG, GPL, gaz petrolul lichifiat. Și GNC, gaz natural. GNC, așa, bravo, da. Da. Ăla se montează pe diesel, dar din câte știu eu, n-avem dieselul este un motor cu aprindere prin comprimare, da. Gazul natural este mai apropiat de diesel. Poți să arunci asta că nu mai. Da. Probabil într-un oarește viitor vor fi disponibile și la noi în țară. Momentan legislația este la început. Acolo sunt economiile de carburant sunt mai mici.
Doar că avantajele în alte țări sunt practic subvenții, impozite, în cazul taxe, în care te scutește, da, în cazul în care te scutește de anumite taxe, da. Arentează. La diesel poți să ajungi între 7-8% și 10-12% maxim, nu știu dacă ajungi. De consum. Câte mașini poți să ajungă din punct de vedere financiar la o economie de 15%. Și atunci nu prea rentează. Nu prea rentează. Din punct de vedere al consumului. Rentează dacă te scutesc ăștia. Rentează de dacă lucruri. Îți dă accesul către alte zone. Dar în România, din păcate, nu. Da, nu avem zona asta, așa că nu, nu... Plus, gândiți-vă la un camion. Are două rezervoare mari de motorină. Tu, ca să poți să-i pui gaz, trebuie să renunți la un rezervor de motorină. Ok. Renunți la rezervorul ăla de motorină, pui gaz, faci economie 15%, ajunge situația în care tu efectiv ai scăzut autonomia mașinii. Da, pentru corect. Că nemai putând să mergi, acolo este un sistem dual. Da. În timp ce merge mașina, se merge introduce și, motorină, și motorină și gaz. Și da, gaz. Da, dar tu ai scurtat efectiv corect. Autonomia mașinii. Autonomia mașinii, da. Și e o problemă mare. Un alt rezervor la camion, da? Pe lângă rezervoare de diesel. Plus, trebuie gândit faptul că acel camion, acel vehicul, va trebui să circule pe o rută unde va putea să alimenteze. Corect, să fie anumite, da? Benzinării adică special destinate. Adică dacă într-adevăr firma pentru... ar avea un contract cu o anumită companie, o anumită, da, societate care îi permite ca mașina să circule pe un anumit traseu periodic, merită să pui. Dacă corect. Nu merită. Întreba cineva de accident. De ce se întâmplă în caz de accident. Eu știu răspunsul că am văzut interviul din, da, shorts. Dar explică-le oamenilor riscurile montării unei instalații de gaz față de instalația de alimentare a mașinii cu benzină, care e din fabrică. Mitul ăla că bubuie mașina. Bubuie mașina. Am pus gaz, bubuie, murim ca șobolanii, ardem în flăcă, da. Da. Deci ce pot să spun este clar, nu este niciun risc. Ok. Și de ce vă spun asta? În primul rând, sunt sisteme omologate, sunt sisteme certificate. Ok. Sunt N teste făcute. Ok. Nu mai este nimic. Internetul acum ați dezvăluit. Da, probabil tot ce vrei. Da. Dacă s-ar rupe o conductă, okay, au supape de limitare a debitului. Închid pur și simplu carburantul când vede că se rupe conducta. Ok. Rezervorul, în momentul în care, dacă... Uite, la benzină nu se întâmplă asta. Îi dăm foc. Vezi? Hai să arătăm avantajele față de benzină. Dacă mi se... Eu îți povestesc, Mariuse, când m-am dus să-mi fac etrierii roșii la cadet, m-am dus eu la garaj într-o duminică, frumos, pac, 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 am ridicat mașina, zic, ce mai pun eu cricul în față, în spate? Pun la jumătate. L-am pus la jumătate, am ridicat mașina, am făcut etrierii, bam, bam, am lăsat mașina jos, am plecat, când m-am oprit, ce crezi, mare baltă jos. Zic, what the fuck? Au rupt conductele de frână, bă, nu de combustibil. De data asta, de lichid de frână, știi? Conductele, da, că am pus cricul acolo. Da. Deci, în cazul unei ruperi a unei conducte de benzină, în sistemul mașinii de fabrică, nu te atenționează nimeni că ai pierdut benzina. Nu se aprinde niciun bec și n-ai nicio supapă dacă care să mașina este oprită, da, care să-ți oprească, poate să curgă benzină. Da, care să-ți oprească curgerea de benzină. În cazul instalațiilor de gaz, carburantul se oprește direct de la rezervor în momentul în care mașina este comutată pe benzină sau efectiv ai oprit motor. Ok. Are o supapă, se închide, da, acolo tot, deci un rezervor. Se închide pur și simplu odată la rezervor, odată la intrarea în compartimentul motor și odată la intrarea în admisie. Sunt bun, trei puncte în care trei se minim. Deci dacă se rupe o conductă, suntem safe. Suntem safe. Dacă ne lovește din spate în butelie. Dacă ne lovește din spate, un impact foarte violent, pentru că rezervorul de gaz are un material care este mult mai gros decât longerul, adică gândiți-vă că ajunge și la 3-4 mm grosime. Okay. Efectiv, în timpul impactului, când vine și se comprimă toată caroseria, rezervorul fiind mult mai gros, efectiv pleacă rezervorul cu toată caroseria, se compactează așa, toată caroseria se învăluie în jurul, se strânge în jurul rezervorului. Rezervorului. Deci este mult mai gros decât rezervorul de benzin. Rezervorul de benzină rezervorul se de poate foarte subțire și perfora din plastic. Mult mai ușor, da, decât, da, rezervorul, da, pe gaz. Bun. Al treilea lucru. Dacă se sparge acest rezervor. Dacă se sparge? Mm-hmm. Asta este că nu se sparge. Nu se sparge. Nu se sparge, pentru că dacă îi dai foc, se crește presiunea foarte mult. Okay. Are o supapă de suprapresiune. Okay. Când a ajuns la 27-28 de bar, cam pe aici, este până în 30 de bar, este presiunea, supapa aceea deschide automat. Și eliberează și dă gaz în stare de vapori, pentru că, okay, știți, rezervoarele se alimentează 80% din iar partea superioară, da, rămâne, mm-hmm, un spațiu în care nu este lichid. Okay. Din acel spațiu se eliberează în atmosferă
carburant în stare de vapori. Dacă dă de flacără, arde ca la brichetă. Corect. Nu intră în rezervor să bubuie, adică nu poate să intre pentru că în interior nu are oxigen. Corect. Și nu are cum să intre. Okay. Dacă nu dă de flacără, pur și simplu este eliminat în atmosferă. Controlat. Controlat. Lucru care la rezervorul de benzină nu există. Lucru care nu există la rezervorul de benzină. Bun. Deci, astea sunt contraargumentele mitului în care punem gaz și bubuim și murim și accident și se întâmplă și sunt nu știu ce. Sunt niște mituri care, sincer, cred că de vreo 4-5 ani... N-a mai venit nimeni să zică. Nu, cred că nu am două persoane care să mă întrebe, domne, este safe sau nu. Am înțeles. Adică deja au înțeles românii că e este okay. Un sistem okay, au văzut de atâția ani, probabil, pe mașini, n-a bubuit nimeni, n-a murit nimeni, nu s-a întâmplat niciun nenorocire de genul ăsta. Accidente, bănuiesc că au fost multe, cum... Uite câte taxiuri sunt care folosesc instalații de gaz și care taxiuri, au firme de distribuție, școli de șoferi. Dacă vezi întrebări, spune-mi-le că eu nu mai am... Te rog. Există diferențe de EGPD, adică exact cum este la benzină, de 95, de 100... Calitatea gazului. Ce le recomanzi tu, prin experiența ta de 19? Adică poți să spui firma, nu, să spună? Nu, deci, haide să vă explic. Eu știu, e greu să spui că X firma are un carburant mai bun, Y firma are un carburant mai prost. Nu, e relativă chestia. Carburantul într-adevăr diferă. Și de ce diferă? Diferă de anotimp, în funcție de anotimp. Pentru că în momentul în care afară, temperatura de afară este mai scăzută, în carburant, pentru că este butan și propan, este necesar mai mult propan. Cu cât afară este mai cald de vara, are nevoie de o cantitate mai mică de propan. Ok. Da? Aici este diferența majoră. Ok. Și mixul ăsta, îl face rafinăria. Rafinăria? Da. Aha. Deci în funcție de anotimp, deci el nu livrează stația către de gaz, benzinării... Pentru că la stația de gaz na, este un rezervor mare, un stocatul, care este sub presiune. Acolo efectiv nu poți să vină energică în aromică, să vezi să facă gălea, să mai facă ceva... O combinație. Să mai îndoi cu apă, să mai facă. De apa nu poate domnule, eu nu pun de la ăștia, domnule, că ăștia pun apă în ea. Da. Deci nu e caz. Am înțeles. Deci ține de rafinărie și probabil cum, nu știu cum sunt rafinăriile de gaz, dar de benzină nu sunt foarte multe în România din care să poți să ai. Păi având în vedere că GPL-ul ăsta este un produs petrolier, gaz petrolier lichefiat, tot din petrol e scos. Tot din cine scoate petrol, tot, face cine scoate benzină, motorină face și gaz. Și GPL. Am înțeles. Deci rafinăriile care produc benzină, produc și gaz, dacă trăiți cu impresia că e benzina bună de la o anumită, de la un anumit provider, puneți gaz tot de la ei, nu? Că e același lucru, au aceeași rafinărie, nu? Ce s-a întâmplat? S-a închis telefonul. Ți s-a închis telefonul? Este, mă, am terminat tot. Am terminat și live-ul și pe Instagram. Nu e nicio problemă. Măi, este și pe Facebook și pe Instagram. Le-am dat direct teaser cu ce facem și cum facem. Și dacă vor oamenii să vadă o treabă cursivă, cap-coadă, vă uitați pe YouTube că acolo e treaba. Ce vreau să mai punctez, faptul că voi montați instalații de gaz la mașini noi. Adică voi aveți un contract cu Fiat, nu? Avem contract cu mai multe, printre care Fiat, putem să spunem Mitsubishi. Ce poți să spui? Ce nu poți să spui, nu spune, frate. Da. Adică nu să-l facem declarații aici. Nu mai suntem live oricum. Deci dacă zici vreun porumbel, îl tăiem, facem combinații. Sunt mașini pe care producătorul, speță Fiat, fabricantul le livrează importatorului, importatorul decide să vândă anumite game de clienți produsul respectiv cu instalație de gaz, mașina vine la noi, se echipează cu instalație de gaz care este aprobată de către Fiat, este un kit special, mașina ulterior se predă clientului, având instalația trecută pe cartea mașinii și cu toate omologările, clientul efectiv cumpără ia mașina și cu instalația din gaz, ca și cum ar fi din fabrică. Da. Garanția instalației de gaz ajung, este aceeași garanție cu garanția mașinii, în speță Fiat 5 ani de zile garanție, instalația de gaz tot 5 ani de zile garanție. Nu suferă cu absolut nimic clientul în urma montării unei instalații de gaz, ceva de genul, domnule, îți pui gaz, ai pierdut garanția. Iarăși un mit pe care îl distrugem aici. Domne, mașinile noi nu vin cu gaz, uite că vin. Domne, gazul strică motorul, uite că nu strică, că
producătorul mașinii respective oferă garanție. Uite ce garanție au instalațiile de gaz. Pentru Fiat sau în cazul instalației care se montează pe Fiat, oamenii oferă o garanție de 5 ani. Deci asta înseamnă că e o chestie fiabilă și sigură. Fiabilă și sigură, și da. Care nu dăunează cu nimic unui motor de mașini la 0 km. Unde poți să zici, bă, n-are rodaj, n-are daie, băga gaz de la început, ăsta e muscat, ăsta face, ăsta drege, ăsta strică. Nu. Zii, mai, ai vreo întrebare? După telefon? Presupun că dacă e mașina fără gaz și instalezi, aici gaz, vrem se să... pierde garanția. Este discutabil. De la producător la producător. De la producător la producător. Dar în principiu, garanția unei mașini înseamnă garanția la mai multe componente. Corect. Nu da, poate da, nimeni și da. Nu se poate să spună, domne, mi s-a stricat acumulatorul, ai gaz, ai pierdut garanția. Da, dovedește că într-adevăr problema pleacă de la gaz. Corect. Ce ar putea fi. Da, da, da. Sau mi s-a stricat scaunul, că am montat instalația. Am pus gaz, acum asta nu înseamnă că am pierdut garanția. Dar sunt diversi producători care spun, mi-ai găurit caroseria aici, eu în zona asta nu dau garanții. Da, e că logic, ai găurit-o corect. Și dacă ruginești, da. E corect, normal. Nu e treaba mea. E normal corect. Și logic. Așa, aici ai tăiat firul, nu dau garanție la firul ăsta că mi l-ai tăiat. Corect. Corect. Vreau să te întreb de chestia asta cu omologările, asta să fie ultima chestie da, de care da. Vorbim. Și aș vrea să te întreb ce înseamnă omologarea asta, că tot aud, bă, trebuie să fie pe carte, nu trebuie să fie pe carte, îți dau eu hârtii, nu îți dau eu hârtii, cu care spași? Cum se întâmplă lucrurile? Eu vin și montez instalație de gaz la tine. Salut, cât mă costă mare, se știu eu de la Filip. Da, bam, vin. Hai să o luăm așa de la bun început. Bun. Ce recomand eu unui da. Proprietar de mașini în momentul în care decide să-și pună o instalație de gaz? Perfect. Asta vreau să. Deci, în primul rând, și în primul rând, trebuie să te gândești dacă mașina pe care o folosești merge suficient de mult. Adică, ca orice mașină, un șofer poate, un proprietar poate să facă 5.000 de kilometri sau 2.000 de kilometri, altul poate face pe an 40.000, 50.000 de kilometri. Corect. Este important să-ți faci calculul și din perspectiva în care vrei să schimbi mașina. Ok. Am prieteni care schimbă mașina la un an, doi ani. Păi da, dar nu e argument de vânzare, adică nu e niște bani în plus că ai gaz pe ea? Păi da, e niște bani în plus, mă gândesc. E niște bani. Corect. Dar nu, nu toți și nu întotdeauna. Da. Pentru că vrei să vin și el spune clientul, cel care corect, vrea să cumpere mașina, eu nu vreau gaz, pe mine nu mă interesează. Da. Deci trebuie să știi în primul rând dacă scoți banii pe investiție. Da? Okay. Minim 10.000 de kilometri pe an, 80.000 de kilometri trebuie să faci ca să poți să renteze. Să renteze ca într-un an, un an și jumătate să scoți banii pe an. Okay. Odată. Trebuie să te gândești la ceea ce faci cu mașina și din punct de vedere al spațiului din portbagaj. Ok. Adică am o familie, am doi copii, știi, eu copiii sunt mici, am cărucioare, am tot felul de bagaje, pătuleț, nu știu ce am pe acolo. Eu vreau să am un portbagaj cât mai liber. Clar, optez pentru rezervor la roata de rezervă. În locul roții de rezervă. Roata de rezervă, că o folosesc, că nu o folosesc, poate are, poate n-are mașina. Poate ți-ai chit de pană. Îmi iau un chit de pană. Corect. Nu îmi iau un chit de pană, îmi iau o roată de aia subțirică. De rezervă, da? De utilizare găsești, temporară. Găsești alternative da. Da, pentru roata de rezervă, mai simple. La asta mă gândesc. După care încep și te documentezi să-ți cauți un serviciu autorizat. Care să-ți monteze această instalație. Care să aibă experiență, da? Și să faci în așa fel încât să ai un produs cât mai bine montat. Dacă serviciul e autorizat, dacă instalația este bine instalată, problemele în exploatare sunt minime, aproape okay. inexistente. Da? Intervine și partea de mentenanță, adică sunt șoferi care își întrețin mașina și schimbă filtre așa și cum trebuie, face da. Așa cum trebuie. Sunt alții care nu, efectiv sunt mai delăsători, lasă-vă că merge așa. Corect, da. Da. Fiecare zice, merge lasă că nu schimbă la acum, moment, că nu se strică da. Acum, lasă da. Că mai trag o săptămână că n-am bani acum, da. Că nu da. Am nu știu ce, da. Că n-am nu știu dacă cum. Dacă am mers până acum, lasă că mai merge. Dar ideea este în felul următor. Am venit, am montat instalația de gaz. După aia trebuie să mă la RAR. Corect? Da. După ce se montează instalația de gaz, în urma echipării cu gaz, îi se emite proprietarului un certificat de garanție okay. și o declarație de conformitate. Ok. Cu aceste acte se merge la Registrul Autoromân. Instalația este omologată de către noi ca și importator, ca și reprezentant al producătorului. Adică RAR-ul zice, da mă frate, da. Asta e ok pentru asta mașina asta. Asta e ok, să fac teste, să okay. fac... Da? Mașina se prezintă la RAR,
Registrul auto român verifică dacă serviciul este autorizat să facă, să monteze, dacă instalația este autorizată și ea, dacă montajul este făcut corespunzător, okay, dacă mașina corespunde la poluare, okay, în urma echipării cu instalație de gaz, se trece pe cartea mașinii. Este efectiv o procedură de înscriere în cartea mașinii. Ok. Că a avut instalația de gaz. Că are instalația de gaz, ca cei de la ITP, probabil când mașina merge la inspecția tehnică periodică, să știe că mașina este dotată cu instalație de gaz, cu gaz și să verifice și la rândul lor chestia asta. De ce? Că din ce mi-ai spus tu, butelia are termen de viață 10 ani. Da? Este un normativ european, la nivel de european, unde rezervorul are valabilitate 10 ani din data fabricării. Fabricării, nu montării pe mașină. Nu e chiar așa grozav. Normal ar fi de la punerea în funcțiune. Eu personal, când intru în frigider și îmi iau o cutie de lapte și văd că a expirat de 2 zile, o consum. Adică nu discut, înțelegi? Deci are 2 zile, nu discut, frate. O topesc. Dom'le, a expirat brânza. Lasă-mă că mănâncă așa. Dom'le, a expirat biscuiții ăștia. Lasă-mă că mănâncă așa. Acum, na, probabil că oamenii, dacă sunt mai... nu știu, mai grijuli cu ei. Cine s-a ars cu ciorbă, suflă și în iaurt. Așa este, corect. Asta este. M-a întrebat oamenii acolo de revizii. Am înțeles că după ce montezi o instalație din asta de gaz și te-ai dus la RAR și ți-a trecut pe carte și e totul în regulă și e totul safe și mergi pe drum, trebuie să vii la niște revizii. Ca orice sistem de alimentare, okay, are nevoie de filtrarea carburantului. Ok. Au filtre, se schimbă filtre, se verifică etanșeități, se verifică NOx, adică dacă mașina, okay, instalația și mașina este în continuare în parametri poate, de funcționare. Poate vii la revizie și nu-ți mai merge motorul cum trebuie. Și ce zic? Și zic oamenii, bă, nu-ți merge motorul pe benzină, vezi, ai grijă, că uite, s-a stricat un injector sau. Adică mi se pare util să vii să faci. Cât ar costa? Care e prețul unei revizii de genul ăsta și care e intervalul la care dacă trebuie să vină oamenii? Dacă vorbim de o mașină care are un motor cu 4 cilindri, revizia poate să fie de la 100-120 de lei și poate să ajungă până la 170 de lei. Deci până în 200 de lei. Până în 200 de lei. Revizia. Da, care include și manoperă și piese, tot. Tot ce ai nevoie de schimb. Tot. Și la ce interval e bine să faci asta? La 15.000 de kilometri. Deci ca revizia normală, cum ar veni, când ai de făcut ulei, bă, vii și la gaz să schimbăm și filtrele la gaz, că așa e bine și așa e frumos. Bun. Păi eu îți mulțumim de timpul acordat, că știu că e greu. Nu cred că te-au întrebat de garanție, oare? Cât are garanție? Știu că mi-ai zis că există o instalație de gaz care are 4 ani garanție. Da, și sunt mai multe sisteme pe care le avem. Avem standardul de 2 ani de zile, okay, da? Dar avem și instalații, da? AGR Next se numesc, care au 4 ani de zile garanție. Am înțeles. Deci există și varianta de da. A opta pentru o instalație de gaz cu o garanție extinsă, mai mare. Da. Am înțeles. Îți mulțumesc frumos pentru timpul acordat. Ai văzut că n-a trecut repede, ți-am zis eu că durează ca 5. Dacă mergea totul strună și făceam și live, mai repede trecea timpul, așa ne-am întrerupt, că s-a întrerupt Facebook-ul, că YouTube-ul, că nu știu ce. Că internetul. Nu uitați, dacă vi se pare util partea de podcast și emisiunile și așa, ne dați subscribe acolo, ca de fiecare dată când noi postăm ceva, voi să fiți notificați. Și dacă vreți să fiți primii care vreți să aflați chestia asta, apăsați pe clopoțel și YouTube-ul vă notifică de fiecare. Nu face el de fiecare dată, dar e și el om, trebuie să înțelegem vorba aia. Știi ce zic?